Facem o vizită, cum am spune, la grădina zoologică. Animale mici, de la care însă putem învăța lucruri mari. Capitolul 30, de la versetul 24. Patru vietăți sunt mai mici pe pământ și totuși din cele mai înțelepte. Furnicile, care nu sunt un popor tare, dar își pregătesc hrana vara. Șoarecii de munte, care nu sunt un popor puternic, dar își așează locuința în stânci. Lăcustele n-au împărat și totuși pornesc toate încete. Păianjenul îl poți prinde cu mâinile și totuși se găsește în casele împăraților. Trei ființe au o ținută frumoasă și patru au mers măreți. Leul, viteazul dobitoacelor, care nu se dă înapoi dinaintea nimănui. Calul închingat, gata, și țapul, și împăratul, căruia nimeni nu-i poate sta împotrivă. Dacă mândria te împinge la fapte de nebunie și dacă ai gânduri rele, pune mâna la gură, căci baterea laptelui dă smântână, scărpinarea nasului dă sânge și stoarcerea mâniei dă certuri. Dumnezeu ne trimite să învățăm de la creația Lui. Nu suntem primii care trebuie să învățăm din natură. Am avut harul să mă duc la Universitatea Populară la niște cursuri ținute de poetul Ioan Alexandru. Era și profesor de limba ebraică și sub pretextul unor lecții de ebraică, el făcea de fapt studii în Vechiul Testament pe cartea psalmilor, dar din psalm mergea la Isaia și la alte lucruri. Și unul din lucrurile pe care ni le-a spus dânsul este că fiecare făptură a lui Dumnezeu are un ceas, o oră doxologică. Doxa înseamnă laudă și o oră doxologică înseamnă un moment în evoluția vieții în care cântă o cântare de laudă prin ceea ce face, prin ceea ce este. Ciocârlia, de exemplu, se ridică până în cumpăna cerului și cântă, 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 până când în extazul cântecului cade la pământ. Este jertfa ei supremă, când îi dă lui Dumnezeu parcă tot ce are și apoi se prăbușește pe pământ. Liliacul, spunea poetul Ioan Alexandru, are ceasul acesta sau ora doxologică de proslăvire a lui Dumnezeu, clipa aceasta, în înflorire. Și spunea dânsul că un creștin din Germania, specializat în studiile acesta ale naturii, spunea că liliacul, de fapt, toată forma lui este în forma Sfintei Treimi, ca un fel de îmbrățișare sau ca o cruce, și florile acelea toate sunt cruciulițe, sunt cruciulițe, sunt cruciulițe, într-o iradiere, într-un balsam care parcă ar vrea să vestească ce face Domnul Iisus până la capătul pământului. Ne-a spus multe atunci, ne-a spus faptul că Dumnezeu a rânduit ca animalele să nu poată să bea apă, majoritatea dintre ele, cum bem noi, să o sorbim sau să o sugem. Foarte multe animale trebuie să ia apă, să ridice gâtlejul și apoi prin greutatea apei, forța gravitațională, ea să curgă în interior, înspre pântecele animalului, a păsării respective. Este ca și cum Dumnezeu a vrut prin creație să înscrie în animalele acestea ceasul mulțumirii. Atunci când beau apă, ridică privirea către Creator. Dânsul locuia atunci în mijlocul Bucureștiului, dar obișnuia să scoale copiii dis de dimineață, ca la țară, cum mergeau țăranii la plug, povestea cum se ducea la pătuțul lor și îi scula, erau de 6 ani, 8 ani, îi mișca și spunea, scoală-te măi, scoală-te măi, uite, toate păsările dau slavă lui Dumnezeu afară în pom și tu stai și dormi, scoală-te și hai să ne rugăm și să cântăm Domnului. Ideea că dimineață, când prima dată se face de ziua, păsările cântă, încep ziua cu o cântare de laudă pentru Creatorul lor. Totul în natura aceasta este frumos și putem învăța foarte multe lucruri dacă ne uităm cu băgare de seamă la lucrurile făcute de Dumnezeu. În capitolul 1 din Epistola către Romani există o evanghelie pe care Dumnezeu ne-a înscris-o în creație și în orice domeniu ai studia, ceva din frumusețea lui Dumnezeu și din voia lui Dumnezeu e înscrisă în creație. Iată la versetul 18. Mi se spune că Dumnezeu e supărat pentru că oamenii au ajuns surzi și orbi.
nu mai aud, nu mai văd Evanghelia aceasta vestită de creația lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor, care înnăduși adevărul în nelegiuirea lor. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. Unde ne-a fost arătat de Dumnezeu, întreabă oamenii. Și versetul 20 spune, în adevăr, însușirile nevăzute ale lui, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui se văd lămurit de la facerea lumii, unde? Când te uiți cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de el. Oriunde te uiți la ceea ce a făcut Dumnezeu, vezi ceva din Dumnezeu. Așa că oamenii nu se pot dezvinovăți, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gândiri deșarte și inima lor, fără pricepere, s-a întunecat. Un poet din România spunea, trăind la începutul veacului nostru, că ateismul s-a născut la oraș. Nu se poate să fii la țară și să nu crezi în Dumnezeu. Nu se poate să stai în mijlocul naturii și să nu simți acolo ceva din prezența lui Dumnezeu în natură, în cântecul păsărilor, în viața animalelor, în iarba de pe câmp, în foșnetul frunzelor, în vânt, în ploaie, în trăsnet, în tunet. Nu se poate. Și asta spune Pavel, cine se uită la creație vede ceva din însușirile lui Dumnezeu. De fapt, Pavel reia o veche temă din cartea Iov, capitolul 38. Vă aduceți aminte? 37 de capitole Iov s-a certat cu prietenii lui. Și prietenii lui au căutat să-l convingă că Dumnezeu nu greșește. Că dacă se poartă așa cu Iov, este un motiv undeva pe care îl știe Dumnezeu. Iov a zis, nu există niciun motiv. Dumnezeu este nedrept, Dumnezeu se poartă cu mine cu nedreptate, eu m-am purtat frumos, am fost un om neprihănit, ce mi se întâmplă nu merit, Dumnezeu m-a abandonat, m-a lăsat în mâna celui rău, Dumnezeu se poartă cu mine rău și în cazul meu e că nici nu pot să stau de vorbă cu Dumnezeu, aș vrea să vorbesc cu El, dar se ascunde de mine, aș vrea să îi strig și El să-mi răspundă, aș vrea să-L întreb și El să-mi explice, dar s-a ascuns în negură, nu-L văd și m-a lăsat nenorocit pe grămada asta de gunoi, în starea asta de boală în care sunt și sunt nenorocit, mai bine nu mă nășteam. Blestemată să fie ziua în care s-a dus părinților mei vestea că s-a născut un copil. Mai bine nu mă nășteam. Mai fericit decât cel care trăiește, cel care nu s-a născut. E o nenorocire toată viața asta, nu e nimic frumos în ea. Și Dumnezeu nu are nicio logică în ceea ce face. Așa vorbește Iov. Și în capitolul 38, Dumnezeu îi răspunde și îi răspunde din mijlocul creației. Exact incursiunea pe care o vom face în miniatură și îi spune, Iov, chiar nu m-ai văzut, chiar așa n-ai aflat nimic despre mine. Lucrurile care se întâmplă în jurul tău nu-ți vorbesc ele despre mine, despre înțelepciunea mea. Tu spui, Dumnezeu nu se poartă cu dreptate, Dumnezeu e departe de mine. Ia uită-te mai bine în jur. Capitolul 38. Domnul a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii și a zis, cine este cel ce-mi întunecă planurile prin cuvântări fără pricepere? Încinge-ți mijlocul ca un viteaz, ca eu să te întreb și tu să mă înveți. Unde erai tu când am întemeiat pământul? Spune dacă ai pricepere. Cine a hotărât măsurile, știi? Și Dumnezeu spune, în natură nimic nu-i la întâmplare. Pământul este cântărit, nu poate fi nici mai greu, nici mai ușor. Totul este rânduit de mine. Știi tu lucrul ăsta? Sau cine a întins frânghia de măsurat peste el? Pe ce sunt sprijinite temeliile lui? Sau cine i-a pus piatra din capul unghiului atunci când stelele dimineții izbucneau în cântări de bucurie și când toți fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie? Cine a închis marea cu porți când s-a aruncat din pântecele mamei ei? Când i-am făcut haina din nori și scutece din întuneric? Când i-am pus hotar și când i-am pus zăvoare și porți? Când am zis, până aici să vii, să nu treci mai departe. Aici să ți se oprească mândria valurilor tale. De când ești, ai poruncit-o dimineții, ai arătat zorilor locul lor ca să apuce capetele pământului și să scuture pe cei răi de pe el, ca pământul să se schimbe ca lutul pe care se pune o pecete și toate lucrurile să se arate îmbrăcate ca în haina lor adevărată, pentru ca cei răi să fie lipsiți de lumina lor și brațul care se ridică să fie zdrobit, ai pătruns tu până la izvoarele mării sau te-ai plimbat tu prin fundurile adâncului, ți s-au deschis porțile morții? Sau ai văzut tu porțile umbrei morții? Ai cuprins tu cu privirea întinderea pământului? Vorbește dacă știi toate aceste lucruri.
Unde este drumul care duce la locașul luminii? Și întunericul, unde și are locuința? Poți să le urmărești până la hotarul lor și să cunoști cărările locuinței lor? Știi, căci atunci erai născut și numărul zilelor tale este mare. Dumnezeu este ironic, bineînțeles. Ai ajuns tu până la cămările zăpezii? Ai văzut tu cămările grindinei pe care le păstrezi pentru vremurile de strâmtoare, pentru zilele de război și de bătălie? Pe ce cale se împarte lumina? Și pe ce cale se împrăștie vântul de răsărit pe pământ? Cine a deschis un loc de scurgere ploii și a însemnat drumul fulgerului și al tunetului pentru ca să cadă ploaia pe un pământ fără locuitori, pe un pustiu unde nu sunt oameni, pentru ca să adape locurile pustii și uscate și ca să facă să încolțească și să răsară iarba? Are ploaia tată? Cine dă naștere picăturilor de rouă? Din al cui sân iese gheața și cine naște promoroaca cerului, ca apele să se îngroașe ca o piatră și fața adâncului să se întărească? Și acum vorbește de astronomie, de cosmos. Poți tu să nozi legăturile găinușei, asta e o constelație, sau să dezlegi frânghiile Orionului, altă constelație. Și tu cârmuiești ursul mare cu puii lui? Cunoști tu legile cerului sau tu îi orânduiești stăpânirea pe pământ? Îți înalți tu glasul până la nor ca să chemi și să te acopere râuri de ape? Poți tu să arunci fulgerile ca să plece, îți zic ele, iată-ne? Cine a pus înțelepciune în negura norilor sau cine a dat pricepere în tocmirii văzduhului? Cine poate să numere norii cu înțelepciune și să verse burdufurile cerurilor? Am văzut o emisiune de știință pentru ca să înceapă pulberea să facă noroi și bulgării de pământ să se lipească împreună. În fiecare zi sunt pe fața pământului în jur de 160.000 de fulgere. E un schimb continuu de electricitate între stratul de umezeală din atmosferă și fața pământului. Extraordinar de important, nu numai pentru mersul norilor și pentru apa care cade, dar electricitatea asta care vine pe pământ contribuie cu ceva la schimburile chimice care se fac în stratul superficial și fac ca pământul să fie fertil pentru vegetație. Lucruri extraordinare pe care știința le bâjbăie astăzi. Dumnezeu zice că face asta în locuri pustii unde nimeni nu știe ce se întâmplă. Și acum trece la animale. Tu izgonești prada pentru leoaică? Cu alte cuvinte, leoaica are pui, e stoarsă de lapte de pui aceea de leu, e flămândă, nu poate să alerge și Dumnezeu îi aduce la îndemână prada. Zice, tu o faci sau eu o fac? Cine are de grijă pentru leoaică? Potolești tu foamea puilor de lei? Dumnezeu zice, eu mă implic în toate astea. Când stau ghemuiți în vizuina lor, când stau la pândă în culcușul lor, cine pregătește corbului hrana? Când puii lui strigă, către cine? Spre Dumnezeu, când umblă rătăciți și flămânzi. Și Dumnezeu zice, eu mă implic în viața tuturor viețuitoarelor. Nu numai de oameni am grijă, dar și de viețuitoare. Știi tu când își fac caprele sălbatice pui? Voi oamenii sunteți atenți când nașteți voi. Dar când nasc animalele, pe ele cine le veghează? Spune Dumnezeu. Eu le veghez. Vezi tu pe cerboaice când fată? Pe tine nu te interesează, dar eu ca Dumnezeu sunt acolo. Numeri tu lunile în care sunt însărcinate și cunoști tu vremea când nasc? Pe tine nu te interesează, pe mine mă interesează. Ele se pleacă, fată pui și scapă iute de durerile lor. Ai văzut ce înțelepciune? Dacă cerboaicele ar fi lăuze mult timp, dacă pui aceia care se nasc ar trebui să stea pe pământ, ar mânca leii și hienele și lupii și pe căprioare și pe pui. Ai văzut? Naște și fuge. Ce interesant le-am făcut. Puii lor plin vragă și cresc sub cerul slobod. Pleacă și nu se mai întorc la ele. Cine a lăsat slobod măgarul sălbatic, izbăvindu-l de orice legătură? I-am dat ca locuință pustiul și pământul sărac ca locaș. El râde de zarva cetăților și n-aude strigătul stăpânului care îl mână. Străbate munții ca să-și găsească hrana și umblă după tot ce este verde. Vrea bivolul sălbatic să fie în slujba ta? Și stă el noaptea la ieslea ta? Îl poți lega tu cu o funie ca să tragă o brazdă? Merge el după tine ca să grăpeze bulgării din văi? Te încrezi tu în el pentru că puterea lui este mare și îi lași tu grija lucrărilor tale? Te lași tu pe el pentru căratul rodurilor tale ca să le strângă în aria ta? Aripa struțului bate cu veselie, de-ai zice că este aripa și penișul berzei.
Dar struțoaica își încredințează pământului ouăle și le lasă să se încălzească în nisip. Nu le clocește cum fac celelalte animale. Și spune Dumnezeu, cine are grijă de ouăle alea dacă mama lor nu are grijă de ele? Ea uită că piciorul le poate strivi, că o fiară de câmp le poate călca în picioare. Este aspră cu puii săi de parcă nici n-ar fi a ei. Că s-a trudit degeaba, nu-i pasă nici de cum. Căci Dumnezeu nu i-a dat înțelepciune și nu i-a făcut parte de pricepere. Când se scoală și pornește, râde de cal și de călăreț, adică merge mai repede decât el. Pornul merge și vorbește despre cal și așa mai departe, și așa mai departe, și așa mai departe. Capitolul 40, hipopotamul, leviatanul, lotusul, papura, capitolul 41. Capitolul 42, Iov a răspuns Domnului și a zis, știu că tu poți totul și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale. Dumnezeu răspunde și continuă. Cine este acela care are nebunia să-mi întunece planurile? Da, am vorbit fără să le înțeleg de minuni care sunt mai presus de mine și pe care nu le pricep. Ascultă-mă și voi vorbi și te voi întreba și mă vei învăța, spune Dumnezeu. Hai, învață-mă! Hai, învață-mă! Iov se pleacă și mai tare, se pocăiește și spune, urechea mea auzise vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Avem un Dumnezeu mare. Nu-L vedem întotdeauna pentru că n-avem înțelepciune să ne uităm.